La 32 de ani m-am căsătorit cu un bărbat mai în vârstă decât mine cu 50 de ani, de naționalitate italiană. Am plecat în Italia pentru copii, pentru rude, pentru că nu creadă că femeile sarmanele care fac badante se duc acolo și se joacă. E un lucru foarte, foarte greu. Moldovencele în timpul ăla vindeau lucruri la alte persoane, că 400 de euro. Am lucrat ca îngrijitoare de o bătrână, unde îmi părea că o să-mi iasă de minți. Și mi-a zis, de fapt, jobul tău nu o să fie ceva legat de badante. O să faci dama de companie. El avea casă la mare și la munte, și, adică era bărbat înstărit. Cumpărăturile făcea el, mâncarea o făcea el, ordinea o făcea el. Eu priveam televizorul toată ziua. Timp de 4 luni de zile am avut toate bunurile astea de la dumnealui, adică casă, mașină, calculatoare, toate bijuterii din aur, briliante. Când am zis, vrei să te căsătorești cu mine? El zice, da, noi eram un cuplu ideal. Astăzi vă prezint istoria Angelei, o conațională care la 31 de ani a plecat în Italia, iar după câteva luni de muncă, în calitate de badantă, l-a cunoscut pe Mario, un bărbat mai mare decât ea cu 50 de ani. La scurt timp, femeia s-a căsătorit cu el și viața i s-a schimbat în totalitate. E o istorie care ne oferă mai multe lecții. O să vă placă, promit. Înainte de a afla povestea de viață a Angelei, te îndemn să te abonezi la canalul meu de YouTube și să faci click pe clopoțel. Așa vei fi la curent când voi posta un video nou. Mulțumesc! Ia uitați-vă cine a revenit la mine, motanul Sebo. Dacă țineți minte, anterior, noi v-am anunțat că Sebo oferea prima lună gratuit la toți clienții noi la creditul Flexi. Acum ei vin cu o ofertă și mai bună. În primele două luni, toți clienții noi au o reducere de 99% tot la creditul Flexi. 99% pentru tine am, 99% pentru moldovan. Eu cu 99 ție reduceri ți-am dat, 99% se vă mai o dat. Mă numesc Angela Tiroțe Socol. Am 47 de ani și locuiesc în orașul Chișinău. La 32 de ani m-am căsătorit cu un bărbat mai în vârstă decât mine cu 50 de ani, de naționalitate italiană. În spatele meu mai stă o căsnicie care vine la 17 ani. Pe atunci, când nu mai aveam prea multă minte, m-am hotărât să mă mărit. Nu știu faptul și noțiunea din ce e creată o familie, adică aveam un scop bine pus de un copil. Vroiam casă cu două nivele. Am reușit să construiesc casa, dar nu am reușit să construiesc o familie durabilă, adică nu a mers să fie. În urma acestei căsnicii am doi copii extraordinari, de care sunt mândră. Am o fată de 24 de ani și un băiat de 28 de ani. Prima căsnicie, când a ajuns la 14 ani, am înțeles că, adică avansam și eu și în muncă și avansam nu mai eram fetița de 17 ani. Am devenit femeie care am înțeles că ceea ce aveam și ceea ce făceam nu-mi plăcea mie. Ca să schimb paginea de în vieță, să încep de la zero, să le dau copiilor un viitor mai bun, mai prosper. Adică am decis să plec din țară și am plecat în Italia. Pe timpurile alea era foarte populară și eu chiar am mers așa cu ochii legați, neștiind unde o să merg și la cine. Am plecat în Italia pe la începutul lunii iulie din 2006. Erau costurile exagerate din punct de vedere cost și nivel de viață, pentru că eu chiar dacă aveam un job foarte bun, primeam 35 de euro pe lună și să plătești 3500 care erau pe atunci, le-am luat din asociație de la mine, adică în lei, erau 36% în lei lunar, de fapt dobânda. Și ca să faci schimbul valutar și așa mai departe, se ajungea la 5.000 de euro. Te costa o avere întreagă. Știm noi destul de bine cum erau în viața pe atunci. Și chiar ceea ce am acumulat parcursul vieții, scopul meu din casă cu două nivele, și, adică aș fost foarte prostesc ca să vin să mergi doar în Italia. Am plătit acele 3.500 de euro, era un risc foarte mare pentru că nu se știa cum, știa când te pornești, nu se știa că nu o să ajungi, dacă o să ajungi. Pentru că atunci era, adică așa, era și posibilitatea, toată probabilitatea că nu o să poți ajunge.
Am plecat din Chișinău o persoană. Duș prin munți, de fapt, da, munți au mers mai mult cu transport, dar prin iazuri, prin păduri, prin garajuri, am dormit în condiții foarte nefavorabile. Mă amintesc și la ziua de astăzi un pat de sârmă care părea ca să-mi scoată coastele până dimineață, un plapămă foarte murdar la care niciodată în viață nu m-am gândit că o să mă învălesc cu așa plapămă. Dar încet cu încet am ajuns în Italia, adică a durat cam o săptămână. Nu mi-a fost fric, deoarece că ai un scop și mai ales gândindu-te la așa sumă nebună care nu poți să renunți la ea, adică dacă ai dat-o de mână și nu ai nicio garanție, trebuie să mergi doar înainte. Persoana care trebuia să mă întâlnească în Italia era o rudă de familie, o prietenă, o rudă, să-i spunem. Dumnezeu a venit, eu am ajuns la Bologna, Dumnezeu a venit și m-a luat de acolo. Am mers acasă unde trăia ea pe timpurile alea, lucra și într-un loc la un moșnegel. Și moșnegelul, de fapt, v-a zis că mă primește. Dar nu știu de ce eu am dat să telefonez acasă, iată, dar că atunci nu erau, adică era celular, costa foarte scump numerele la telefoane, dar era așa un fel de cartela, să o chemam, care costa 5-10 euro și de la telefonul de casă, ca să nu plătești linia telefonică de casă, nu să plătească stăpânul, culegeai un cod special, adică unde puteai să telefonezi în orice țară vroiai. Și iată, noi cumpărăm ca să telefonez acasă, spun că am ajuns ca mei să nu stai cu... Și domnul ceva, nu i-a plăcut faptul că am folosit telefonul lui. Și doamne, cum a început să urle la mine, eu așa de tare m-am speriat dacă eram în casă la el, adică mă simțeam și așa vinovată și nu știu cum parcă... Dacă faptul că el face atâta scandală, vroiam să mă fac micuț ca să dispar, așa avem o senzație de... Și cum atra de fapt ruda? Adăuze ca să nu mai aibă și ea probleme și ceva, am vorbit cu o doamnă din Ucraina care avea casa aparte și m-a dus la doamna aia. Am stat eu o zi, m-am dus cu ea, că ea lucra și făcea oare de curățenie prin... Pentru mine era straniu, de fapt era interesant să văd ce mă așteaptă, ce o să fac eu până la urmă. Și ea făcea ordine, mi-a arătat cum sunt căsele de obicei în Italia și eu m-am apucat să-i ajut. Și pe așa de bine i-am ajutat că am luat chestia de șters pe ingine și am dat o vază jos, tare scump. Că așa, ca pentru prima dată, spui un lucru, adică nici nu era lucru meu de fapt. Adică doamna s-o speria foarte, adică s-a supărat pe mine, dar adică nu a avut, o pus-o într-o pungă și o luat-o ca stoc să o cumpere înapoi. Ea tot îmi spunea că îți plătesc gazda, ceva de genul. Eu zic, de unde îți plătesc eu gazda în gândul meu, pentru că eu nu am bani. Aveam, de fapt, 200 de euro pe care le-am luat așa de rezervă să le am. Da, și mă întreb pe cumătra, zic, dar ce mă fac eu, de unde să iau bani ca să plătesc? Și ea m-a dus în altă parte. Aceea vreau vreo 200 de euro undeva pe lună ca să... Și iară, mai trebuia să mănânc, îmi trebuia, dar eu m-am dus și nu lucram. Pe urmă m-am dus la o altă doamnă. Și acolo era cu 5 euro pe sutcă, să spun în rusește. Și am trăit la doamna ce vreo 2 săptămâni. Alături de casa unde trăiam noi, eu în timpul cealaltă, venea întotdeauna tot o doamnă ucraineancă, unde făcea ore. Și mi-au zis că este... Într-un alt orășel este o ucrainean care vrea să plece acasă și de locul de lucru al de pe vreo două luni de zile, temporar. Dacă nu vreau să merg, eu trecând prin toate pereții astea, zic că mă duc și încă cum mă duc. Și acolo am lucrat, adică am lucrat 2 luni de zile la domnul ăsta, am fost manageră. Domnul era foarte brav, adică era în vârstă, dar nu am avut chestii de probleme de a făcut lucrări anormale, după cum ce făceam acasă, adică ordine, mâncare și cel mai bine ce era când aveam o satisfacție completă, când plecam zilnic să fac cumpărători și când nu aveam bani, îmi scria bilețel, plecam la bancă și făceam ce și făceam eu în Moldova, practic. Și mă simțeam un pic așa, parcă eram acasă, să spunem. Am fost director la Asociația de Economie și Împrumut. A fost foarte greu, adică nu pot să redam în cuvinte cât e de să ai o stabilitate, pentru că până la urmă salariul era mic, dar titlul era mare
Și de aia să duc să facem manageră nu era cea mai bună variantă, dar viața asta e, nu putem să o schimbăm. După 2 luni de zile, doamna s-a întors și prietena aceasta, cu a să fiu recunoscătoare tot restul vieții, pentru că e foarte greu să mergi prin străinătate, să nu mai pe nimeni și e aproape imposibil pe timpurile cele ce mai vorba acum, încă e mai binișor. Și mi-a găsit ea de lucru. În oraș unde am venit prima dată, în Vignola. Era într-o familie unde o casă mare cu 2 bătrâni. Experiența asta cred că nu o să uit niciodată și iată aici e o lecție de învățământ pentru oamenii care pentru oamenii care rămân mai precis, pentru copii, pentru rude, pentru că nu creadă că femeile, țărmanele care fac badante se duc acolo și se joacă. E un lucru foarte, foarte greu, care duce în depresie, care trebuie să ai foarte mare putere ca să muncești. Așa muncă să o faci, trebuie să ai curaj. Și deci am făcut și eu, am ajuns la așa muncă, unde am făcut două săptămâni. Am lucrat ca îngrijitoare de o bătrână, unde îmi părea că o să-mi ia de minte, sincer vă zic. Eram tineric slăbuț, adică și pentru mine era foarte greu și foarte, foarte dificil ca să am la de fiecare dată, pe zi dimineața, la amiază, culcat, scolat, hrănit și așa mai departe. Adică a fost o traumă psihologică, că vroiam să renunț. În toată ziua, una și aceea nu venea pe minte, să fug. Unica ce mă opre, faptul că mi-aminteam că jobul meu era prestigios, dar salariul de 35 de euro, trebuia să muncesc 2 ani și ceva sau 3 pentru ca să am ceea ce aveam acolo, că aveam 1100 sau 200 de euro, pare-mi-sca. Respect muncă, așa era și remunerarea foarte bună, să aș spune că. După 2 săptămâni, când vroiam deja aproape să renunț, sună telefonul. Și la telefon era doamna cu care am cunoscut aici în Republica Moldova, chiar la Chișinău când am plecat spre Italia. Și dumneia ei m-a salutat, m-a întrebat cum merg treburile și eu bun înțeles cum eu mergeau treburile. Nu erau unul dintre cele mai bune. De fapt, și ea mi spune, ți-am găsit un job, dar trebuie să vii din Emilia-Romagna în Torino, adică în regiunea Piemonte. Și eu zic, bine, dacă zici, o să vii în mâine. După câteva minute, și mi-a zis, de fapt, jobul tău nu o să fie ceva legat de badante. O să faci dama de companie. Da, dama de companie în italiană, adică să înțelege persoana cu care poți să stai zilnic, să stai la discuții, să bei un ceai, să mergi la bancă, să mergi nu știu mai unde, acolo ceva de genul dat. Pentru o persoană care era văduv de un an jumătate, soția ei decedase cu, adică un an, așa cum am zis, un an jumătate, înainte și el avea 81 de ani la momentul când am fost invitată. Și de aia am zis că da, am acceptat din prima, pentru că evident că era mult mai bine ca să stai să discuți cu cineva decât să stai să faci dădacă, adică nu mai mult dădacă, de fapt, să primești îngrijitoare de un bătrân. Și iată aici, peste câteva minute, iarăși telefonul sună și era domnul în cauză. M-a telefonat el, pentru mine a fost un pic cam straniu vocea lui dumnealui, pentru că avea o voce cam răgușită. Și că m-a pus așa un pic, mă gândeam să plec, să nu plec și îi spun că bine, o să iau trenul mâine și o să vin. El zice, nu, chiar acum îți iei valiza, trenul și vii la Torino. M-a insistat atât de mult pentru până seara, la orele 9, da, mi-am luat valizele și am plecat. Am ajuns acasă, de fapt, el mi-a arătat toată casa, o casă foarte frumoasă, foarte bine amenajată. Și între timp cât mai m-am aranjat eu toate lucrurile mele la mine în cameră, eu am plecat la bucătărie, pregătit cina și am luat cina împreună. Adică povestea începe aici. Era o persoană foarte în formă, adică era o persoană puternică, foarte cultă și nu avea nevoie de badante, avea nevoie de persoană cu care să schimbi ceva, o vorbă. Când m-am plecat în Italia, știam doar buongiorno și arrivederci. Dar între aceste 3 luni care am lucrat, adică 2 luni jumate mai mult, se primește. Eu zilnic ce făceam? Eu am o minte foarte ageră și prind din zbor toate cu tot ce mi se întâmplă. Și am învățat să conversez destul de bineșor.
chiar vecinii la primul job unde eram eu. Eu zilnic ceea ce ascultam, când erau orele de pauză, mă duceam, luam dicționarul, sublimneam și învățam. Învățam pe de rost tot ceea ce auzăm. Noi am venit acasă, de fapt, și iată, de aici începe viața noastră comună, să o spunem așa. Pentru că nici nu eram să bănuiesc ceea ce pot să mă aștepte mai departe. Pentru mine, dama de companie, nici habar nu era cu ce să mănâncă e, de fapt. Dar până la urmă, credeam că într tot, adică și ordine, și mâncare, și să faci omului companie. Până la urmă, companie în italiană înseamnă că să-i omul, să o discuție oarecare ca să-i faci viața mai interesantă. Și așteptam să văd îndăie, de când o să încep lucruri, cel puțin. Chiar din a doua zi, de fapt, seara aia am mers noi la culcare, fiecare pe treaba lui. A doua zi dimineață mă scoală și eu îl întreb, zic, pot să mergem la bancă, că trebuia să, banii pe care i-am făcut în jobul precedent, trebuia să-i trimit acasă, îmi plătească creditul, pentru că am plecat din credit, nu am plecat, că nu știam ce fac cu banii și m-am dus în Italia. Și el mă întreabă, de fapt, la bancă, ai datorii? Zic, am. Și iată, aici, la suma de 500 de euro care aveam eu, mi-au adăugat încă 1.000 de euro și mi-au făcut transfer în Moldova pentru ca să fac datoria. Eu cam, pentru mine a fost așa, zic, cum? Eram foarte recunoscătoare, dar era șocant. El univa când se îndeplineau actele la bancă, a observat că asta eu am plecat la el pe data de 25 octombrie. Univa a observat, peste câteva zile era ziua mea de naștere. Trebuia să fac 32 de ani. Și când am ieșit de la bancă, zice, haidem să intrăm la un magazin de telefonie mobilă. Zic, haide? Păi, sunt damă de companie, evident că sunt datoare, să merg peste tot, nu? Și îmi spune, zice, ia să alegi un telefon, care îl vrei tu? Zic, cum să aleg un telefon care vreau eu? Dar în primul rând, eu n-am în Italia să cumpăr telefoane. Uite, în Italia să fac bani, să-mi schimb viața total, de la zero. Dar telefonul e ultima ce mă interesează. Cu toate că eu aveam un telefon destul de bunișor, nu că nu aveam telefon. Dar el zice, nu, eu ți-am zis să-ți iei pentru că eu am observat că de grabă ziua ta și vreau să fac un cadou. Și iată, atunci am ales un telefon foarte, destul de fain. L-a plătit, era vreo 300 ceva de euro. Și asta a fost primul meu cadou care, așa, pe neașteptate. Că iată, aici mai vreau să mai accentuez ceva. Atunci timpul, doar drumul i-a costat atât de scump și doamnele noastre când își găseau un job, adică ca să găsești un job de muncă, trebuia să plătești 400 de euro. Da, și iată, deci mi-am amintit acum, între timp cât vorbeam de bani, la lucru care l-am făcut eu badante de 2 săptămâni, am plătit 400 de euro, și am primit pe 2 săptămâni 500 de euro. Vă imaginați așa ceva? Pentru că era o viață într-atât. Eu cred că era legat și de suma de bani pe care se plătea, pentru că atunci, eu am avut norocul că am luat cu 36% în lei, dar oamenii luau cu 100% de la mercenarii ăștia care vendeau bani 100%, adică și femeile, sărmanele plecau și lucrau ani de zile, lucrau câte 2, câte 3 ani de zile și nu puteau să iasă din datorii. Moldovencele în timpul ăla vendeau lucruri la alte persoane, că 400 de euro. Adică tot lucrai o lună de zile sau jumătate, poate chiar și bătrânul cealaltă să putea să moară. Puteai să lucrezi 2 săptămâni și să moară, dar 400 de euro le-ai plătit. După ce Mariu mi-a cumpărat telefonul, știind deja că este ziua mea, se apropie. Eu habar nu aveam de viața lui, cine este el, cine a fost el, de unde vine și unde se duce. Da, e un bărbat care are o vârstă de 81 de ani, se numește Mario pentru mine și trăiește în Torino. Aceea ce știam eu de el. Într-o bună zi, adică peste, nu într-o bună zi, de fapt, peste o zi sau două, ceva de genul dat, se duce și face cumpărături și spune, haidem la mare. El avea casă la mare și la munte, și, adică era bărbat înstărit. Zic, hai, eu nu am de ales. Unii mă duc, eu acolo merg, evident că sunt la muncă. Și am plecat noi la mare, avea casă în San Bartolomeu, în Liguria. De fapt, era asta făcut pentru scopul ca să-mi dă eu bucurie mie, pentru că ziua mea. Și pentru mine a fost o emoție nemaipomenit de... Nu am cuvinte cum să redau. Prima dată în viața mea, adică nu am mai fost la mare odată în Ucraina și nu m-am văzut mare departe, pentru că așa, cam funcționa, mă temeam să... Și odată vara, atunci când am plecat în Italia, dar tot și așa. Dar iată aici, marea stă în fața mea și în plus la asta
și în casă. Mai mai stat că ceva timp la mare, mai apoi ne-am întors acasă. Între timp mergeau lucrurile așa, nu știu cum, se depanau zi pe zi. El era plin de viață și eu... Și îi pare că zboară prin nou, adică de ce, în loc să îmbătrânească, dă el ceva în tinerea. Unii mergeam, noi peste tot îl întrebau, domnule Tiroțe, ce se întâmplă în viața dumneatale? Pentru că te vedem așa, de plin de viață, parcă se pare că zbori. Și de fapt el, n-o să uit niciodată fraza asta, că zice, în casa mea a venit un... Am spus că în italiană, că mai... În casa mea a venit un angelo, de nume e de fapt. Și adică asta prin traducere o fi, în casa mea a venit un înger, de nume și de fapt. Pentru că angelo în italiană e înger. Și eu mă numesc Angela, adică și el o legat-o. Și zice, iată, datorită ei, viața mea s-a schimbat radical. Și iată, așa, nu știu cum s-a creat. Eu tot îmi puneam întrebarea, când eu o să încep să lucrez? Că până la urmă, eu nu înțelegeam ce trebuie să fac. Mâncarea, lucrurile, tot ce era, cumpărăturile făcea el. Mâncarea o făcea el, ordinea o făcea el. Eu priveam televizorul toată ziua. Zile întregi trebuie, priveam televizorul și stăteam la discuție. Discutam în continuu. Era așa o relație, pentru că eu tot mă întrebam, cum adică, cum? Nu cum mă întrebam, de fapt era și plăcut. Dar plus la asta îmi puneam mii de întrebări că nu o să încep să lucrez până la urmă, că te plictisești să nu faci nimic. Dar nu înțelegeam, adică multe momente, pentru că nu le cunoșteam. De momentul că nu cunoști persoana, nu cunoști și numai persoana, dar chiar și în genere, de ce s-a ocupat persoana în viața ei, ce are nevoie, care sunt necesitățile și așa mai departe, îți pui mii de întrebări și nu găsești niciun răspuns. Și iată așa cam se primea că noi, el cam era de zilnic, adică în toată săptămâna mai precis, haide să trimitem colete în Moldova. Trimitea colet la mama, colet la copii, colet la sorori. Și el de fapt a zis că haide, știa cum e viața noastră în Moldova, cu atât mai mult că el a fost cu un an înainte în Moldova. De la persoanele care s-au fost și au văzut cum e viața, cum, adică știa ce și cum. Și în momentul când mă mai duci, haide să-ți cumpăr asta, haide să-ți cumpăr ce, adică ca un calculator la copii, calculator mie, diferite inele, cercei, tot de aur, tot, zic, băi, ce naiba, adică adică cu ce trebuia să mă răzbătesc până la urmă eu cu toate treburile astea? Și apoi la urmă a apărut adevărul că el are o singură fică, între ei era un conflict foarte, foarte aprins și fiica făcea tot posibil întotdeauna să-l înjosească cumva. Și de fiecare dată îi spune, dacă începeau, dar ea nu prevenea, dar dacă vorbeau la telefon, asta era la ordine zilei, să-i spună că închide gura că tu nu înțelegi nimic, ești bătrân. Și de fiecare dată tot străduia să-i accentuează chestia asta. Dar cel mai șocant fapt a fost pe dânsul, de ce îl durea foarte mult, că fiica nu a fost la mormântarea mamei, unde a lăsat un gol enorm în sufletul lui și aici el a hotărât să răzbune pe ea. Și a început, și iată, de ce banii el în parcursul vieții au pus aparte și de aia cu și fetele care au fost moldovencile noastre, care au muncit cu la fosta soției, le-au făcut cadouri, le-au ajutat foarte mult. De faptul că, nu avea fixa, nu avea copii, nu i-a făcut bucuria să-i dă un nepot și nici bucurie la ea nu avea absolut nimic. Și el a zis că mai bine să fac un bine, cineva să mă pomenească, decât să rămână cuiva care nu are nici soveste, nici rușă, nici apuțin. Mario, de fapt, având așa un job la un nivel de republic, practic, pentru că de fiecare dată când la Torino veneau oameni foarte mari, adică și la nivel de... la nivel european, la papa, președinții de țară și așa mai departe, el era în prima linie, practic, ca guardia del corpo, bodyguard mai degrabă, să zicem, da? Și viața lui, de fapt, el își punea viața lui în risc pentru ca să salveze multe alte vieți. Și la urmă s-a primit și de aia, adică avea o muncă foarte grea, dar era și bine plătit. Și pe parcursul la atâția ani de zile, au reușit să acumuleze o sumă destul de bunișoară de bani și trei case care îi aparțineau 100%. Totul mergea parcă perfect, era bine, era frumos. Unicul lucru care m-a apăsat tare, tare mult și dorul de copii nu m-a mai lăsat nici când.
Și el de fiecare dată tot mă vedea și mă întreba ce se întâmplă. Adică, de fapt, iată, aici am accentuat pentru că mai fost o tranzacție între timp și mi-au achitat toate datoriile din împrumut. El credea totuși că eu sunt tristă, de fapt, că mai am datorii. Da, mai era și asta preocuparea mea, dar chestia întreia că am visat copiii. Copiii au rămas cu primul meu soț, adică cu prima, de fapt, era soțul încă până ce. Plecarea mea în Italia, de fapt, a fost mai mult legată de neînțelegerea mea cu primul soț și asta a fost și punctul culminant ca să schimb ceva și copiii, nu eram divorțați oficial, dar știam bine că ar putea duce la niște lucruri foarte neplăcute. De-aia am hotărât să pun punct și să încep viața de la zero. Dar după cum nu puteam să-mi iau copiii cu mine, evident, au rămas cu cumnata mea, adică cu sora fostului meu soț. Unde i-au avut grijă de ei și îi mulțumesc până la ziua de azi și voi fi recunoscătoare tot restul vieții mele. Mario, văzând că parcă mi-au achitat datoriile, parcă totul e bine și frumos, dar ceva eu totuși stresă. Și m-a întrebat care este problema și am spus că problema cea mai principală, că copiii erau foarte, foarte legați de mine. Și când mă gândeam că erau multe femei care stăteau ani de zile, 2-3 ani de zile, pentru mine asta era șocant. Zic, Doamne, cum să nu văd eu copiii ani de zile? Nu am să văd cum cresc, nu am să văd cum se dezvoltă, pentru că fata, când am plecat, eu avea 9 ani și băiatul avea 13. Și evident, încă băiatul putea să mai descurca, cum n-ar fi, că era mărișor și înțelegea el de ce-i făcut toată chestia asta. În schimb, fata nu știa, nu avea habar ce unii mama. De fapt, eu acum așa am descoperit, iată, săptămâna trecută, când fata a fost acasă, că învață în Londra și mi-a spus tocmai acum, după ani și ani. Mi-a zis că mi-e așa de tare, mi-a lipsit, pentru că mă întrebam în toată ziua, de ce nu vine mama? Eu credeam și eu știam că noi trăiam bine, nu ne lipsa nimic și îmi puneam întrebarea. Eu gândeam că am plecat în Italia, într-o plimbare și iată am venit. Dar până la urmă, eu nu, ca copil nu înțelegea că mama nu o să vină mâine și nu o să vină poi mâine. Și iată desori mulți părinți nu spun, pentru că noi nici nu dăm seama, copiii nu înțeleg ce. Și asta uneva rămâne o traumă pe viață. Și uitați că fata acum are 24 de ani și tocmai acum mi-a spus. Că așa de tare s-a închis în sine, era copil foarte activ, dansa, cânta și la un moment dat undeva s-a închis. Și tocmai acum, într-o zi, am aflat de adevărul. Și deci aici, când i-am spus lui Mariu care e povestea, evident, am încercat, de fapt, le-au cumpărat cadouri, le-au cumpărat calculatoare, le-au cumpărat tot ce trebuie putea un om să facă cadouri. Dar asta, da, acoperă lipsa mamei, dar nu, adică o oră, două, dar nu acoperă pentru o perioadă lungă. Și de-aia, într-o bună zi, de fapt, era prin luna, el toată, iată, care era scopul lui, de fapt. Pentru că el așa de tare s-a atașat de mine și undeva s-a creat o dragoste, probabil, că de fiica care el o avea, dar de la ea nu avea nicio mâncăiere, nu avea niciun cuvânt bun, nu avea nimica. Și el undeva în fiica aceasta m-a înlocuit pe mine. Și făcea, eu de fapt, nu, aveam un respect foarte mare față de el și undeva, pas cu pas, undeva m-am atașat și eu foarte mult de el și am început să fie, parcă îmi pare că îl cunosc de viața întreagă, adică tot era o legătură extraordinară și perfectă. Ne înțelegeam de jumătate de cuvânt, adică toate lucrurile mergeau extraordinar. Într-o bună zi, eu vroiam de fapt să merg acasă pentru copii și îl întreb, zic, îmi dădeam seama că dacă să faci, să mergi și să facă actele, cum putem cu boți să fac? Mă, trebuie să te căsătorești. Dar cum să mă căsătoresc? Eu deja eram, încă mai eram încăsătorită. Și am făcut o glumă. Dar el, de fapt, pentru el nu a fost glumă. Când am zis, vrei să te căsătorești cu mine? El zice, da. Și a zis-o din prima, așa, fără ca să mai gândească mult. Și eu am luat-o ca o glumă și am mers mai departe. Pe ceva timp, de fapt, că în lumele, adică asta o să vor, e foarte multe evenimente în câteva luni. Dar mai mult asta era scopul meu ca să fac actele. Ceea ce o să urmeze și care mai sunt beneficiile, nici habar nu avem, pentru că nu era scopul meu la beneficii. Unica ce îmi trebuia să-mi fac pașaport, o cum viză, ca să pot să merg spre casă. Și după câteva, adică se primește de acum luna februarie, în 2007, asta de acum se primește 3 luni de când ne-am cunoscut noi, mi-a dăruit un Fiat Punto grande. Nu puteam să înregistram după mine pentru că eu eram clandestină.
și l-am registrat după el, adică. Peste o luni de zile eu căutăm prin internet, pe atunci nu erau astea de socializare. Și aveam 3 de viață, mă uitam ca să văd ce faci măcar cu ceva, ce mai se mai faci prin Moldova. Și am început să mă uit la casă și eu de arată, zic, uite ce fel de casă se fac la noi. Și arăt o casă, dar el îmi face, o vrei? Zic, o vrei? Să o vrei și să o ai, astea sunt două lucruri diferite, absolut. Zic, ce înseamnă asta o vrei? Zice, nu, serios, dacă o vrei, eu ți-o cumpăr, eu ți-o dăruiesc. Ce cu tine, omule, 130.000 de euro, zice, nici nu putem, zic, cât ani trebuie să lucrez eu ca să răsplătesc casă de 130.000 de euro? Și el zice, nu, destul de serios, gluma e gluma, dar eu îți spun, dacă, oricum, în prima căsnicie te-ai căsătorit cu gândul să ai casă cu două etaje, iată, eu îți dăruiesc casă cu două etaje. Și zic, hai, lasă gluma asta mai într-o parte. Nu a fost glumă. Și iată așa, în timp de o săptămână, eu am avut casă în Chișinău, în care locuiesc și la ziua de astăzi. Timp de 4 luni de zile, noi am avut toate bunurile astea de la dumnealui, adică casă, mașină, calculatoare, toate bijuterii din aur, briliante și așa mai departe. Eu nu am cerut niciodată nimic și pentru că chiar când mi se da, eu mă simțeam așa un pic genată de faptul că, nu eram eu tipul și nu sunt, de fapt, tipul de să cer ceva și să mă aștept cu atât mai mult așa cadouri. Pentru că vă dați seama că astea nu e o glumă. Dar el, după cum mi-a spus pe parcurs, de fapt, că în momentul când am coborât din tren, a fost pentru el așa ceva fulminant. El s-a îndrăgostit lui ea de mine atunci, dar avea frică pentru că, oricum, 50 de ani de diferență sunt 50 de ani de diferență. Eu aveam 32 deja făcuți și el împlinise 82. Și el să temea, măcar să glumească la tema dată, nici cel puțin că să nu mă sperie, să fug. Și încerca să, adică, cumva să-mi fac curte, dar așa, mai leger. Când am înțeles, când am cumpărat casa, adică am înțeles că gluma mea care am glumit-o eu, că hai, căsătorește cu mine, adică nu era chiar glumă, pentru el era destul de serios. Dar faptul că ce înseamnă să fii om e o întrebare, să fii domn e un lucru mare. Nu de asta este spus proverbul ăsta. Pentru că el mi-a cumpărat casa lucrurile, adică nu a zis că uite, tu te căsătorești cu mine neapărat și eu îți dăruiesc casa. El mi-a cumpărat fără ca să-mi cear nimic. El se vede că într-atât au văzut în mine seriozitate și știa bine că nu o să alămăgesc. Momentul de când am plecat în Italia a fost de la începutul lui iunie și am revenit în Moldova pe data de 2 aprilie din 2007. 9 luni de zile, adică acum mai naște un copil. Am venit amândoi în Republica Moldova și ne-am cununat. Asta de fapt a fost inițiativa mea deja. Copiii mei l-au acceptat din prima. Dar între timp, eu când m-am întors, el a mai fost plecat în Italia, a revenit iar și eu am rămas fără acte, nu puteam să merg, am rămas aici. Dar între timp, de fapt, când am venit noi din Italia, mi-au cumpărat alta o mașină aici, Renault Megane, de fapt. Pe ce am lăsat-o în Italia, pe asta mi-au cumpărat-o aici, ca să avem cu cine mișca pe loc aici. Și între timp, da, eu am fost, am fost și am depus cereri la divorț, am divorțat și am devenit om liber. Atunci, de acum când ne-am cununat noi, eu eram deja divorțat. Această căsătorie am făcut-o din plăcere. Adică a fost ceva, pentru că niciodată m-am gândit, iată, chiar în cazul dat, nu m-am mai gândit ce o să spună lumea, ce o să zic nu știu cine. Pe mine absolut deloc nu m-a interesat ce o să spună lumea, ce o să zic chiar și mama, chiar și... Dar nu a zis nimeni nimic. Iată, faptul că nimeni nu a zis nimic, absolut, nici jumate de cuvânt, adică că ceva nu e regulă. Și eu am luat decizia, am hotărât și gata. Bine, părerea altora nu mă interesa absolut deloc. De obicei, oamenii ar crede că, de fapt, și eu așa era să cred, dacă nu era să fiu eu în pielea asta, de fapt, că căsnicia cu o diferență atât de mare de vârstă duce doar la partea economică. Vreau să spun că nu este doar asta. Absolut deloc, da, e bine că un om trăiește și are tot, dar nu sunt doar banii. Banii este doar o sursă de existență. Dar mai sunt și bunul simț omenesc. Ceea ce a dăruit Dumnezeu este dragostea față de oameni. Și noi ne-am numit să fie dragoste de ceea ce gândesc toți. Dragoste sexuală și nu știu mai ce. Dragostea se manifestă în diferite moduri. Eu sunt dragoste de mine și eu de el ca persoană. M-am îndrăgostit mai mult de creierul lui, ca să fiu mai concretă. De faptul cât era de deștept.
avea vârstă și avea o memorie extraordinară, toate lucrurile erau la 5 ace. Și din punct de vedere vestimentație și bune maniere, sunt oameni care sunt bătrâni și la 40 de ani. Pentru că omul când nu-și dă interes să studieze, să-și dezvolte creierul, să pui niciun organ în funcțiune, atunci e bătrân. Dar omul care ajunge și la 100 de ani poate să ajungă și să fie activ, din toate punctele de vedere. Adică toate organele să fie funcționante. Și la el era tot absolut în regulă așa cum trebuie să fie. Era bărbat 100%. Îmi punea lumea la picioare, adică tot ce și trebuia să... Pentru că s-ar subînțelege că dacă el în vârstă, adică el stătea undeva acolo aruncat într-un cărucior și cred că aveam grijă de el. Nu era așa. El avea grijă de mine 100%. Mă încălța în ciorapi, mă îmbrăca în haina de iarnă, adică avea grijă să-mi pună mănuși pe mâini, să-mi pună căciulă, să nu fie frig. Când veneam acasă, îmi scotea paltonul, mi-l punea cu ier, îmi lustruia încălțămintea. În acești 12 ani jumătate de viață conjugală, noi trăiam și în Moldova și în Italia. Adică făceam 2-3 luni acolo, 2-3, cum mai faci naveta. Oamenii fac naveta să plece la muncă, dar noi făceam avionul înainte, înapoi, în continuu, cred că am cheltuit o avere întreagă pe avioane. Dar de ce mergeam? Pentru că primii ani, adică de fapt el a avut probleme de sănătate. A descoperit un cancer la coardele vocale. Cu ajutorul cu laser au fost înlăturate coardele vocale și toți anii ăștia au vorbit în șoaptă. Adică nu avea voce. De aceea vă dați seama că nu avem șansa să fie scandal pentru că nu putea urla. Unica cine putea să urle eram eu. Dar nu exista asta pentru că viața era ideală și nu aveam pentru ce să urlăm. Am avut așa o situație, de fapt, în familie, că eu am pe chestiuni personale, trebuia să plec spre Rezina, a rămas acasă el și de obicei eu copiilor nu le permitem să lipsească la școală. Fiic mea avea vreo 11-12 ani, nu mi-amintesc, că asta a fost prin anul 2009, probabil că da. Și ei au rămas ambii acasă, era în ziua aceea cu combinații, în viața asta pentru nimic nu există, pur și simplu. De fapt că eu sunt foarte, adică lucrul trebuie să fie făcut extraordinar și nu permiteam, chiar dacă erau copii bolnavi, școala este școală. Dar atunci, nu știu de ce s-o permit așa, că am zis că e ladnă, rămâi tu acasă. Și am plecat eu, ei au rămas ambii, la amiază au mâncat. Fiic mea s-a coborât jos la etajul întâi, eu am mâncat cu el și ca copil s-a dus sus la calculator. În timp oarecare s-a coborât înapoi pe scări, să vei să bea apă, ceva de genul. Și când a venit și l-a găsit pe el cu întins pe scaun, cu capul în sus și nu respira. Adică cu ochii dat peste cap. Vă imaginați ce s-a întâmplat cu copilul ăsta, că ce frică a avut atunci. Și evident că a luat și a telefonat fiorul. Bine că școala alăturea și foarte rapid a venit el și când a venit, când a pus mâna pe dânsul, el era rece deja. Și mă sună pe mine și ce să fac? Zic, ce să faci? Eu cană de apă și ieși și-l stropește în față. Și iată, atunci când l-a stropit în față, el a început să deschidă ochi, să revină cel puțin. Chema salvarea și adică torta aceea care a mâncat-o el, că era un fel de plăcintă, să-i spunem, cu cașcaval, i s-a oprit în gât. De momentul că el nu avea coardele vocale, evident că acolo era trauma. Și-a luat medicii, au venit deja, l-au pus jos la podea, eu aspirat toată surplusul ăsta de materie ce era în gât, cu atât mai mult că dacă știa că a avut tumoare. Și el când s-a trezit, a avut moarte clinică, și el, în perioada asta, nu ține minte deloc, absolut. Și întotdeauna eu, de fapt, de ce am trăit anii ăștia cu frică, ca cumva să nu se întâmple, cum o să fie dacă el nu o să mai fie. Pentru mine era, el trebuia să fie etern. Gata, a intrat în viața mea, lucrurile mergeau extraordinar, era bine, nimeni nu fuma, nimeni nu striga, nimeni nu se bătea. Noi eram un cuplu ideal, nu că normal. Peste tot, unde era de dus, nu era nicio problemă. La magazine, la școală, adică lui, dat ce îi plăcea foarte mult. Primul septembrie, că de fiecare dată noi n-am scăpat nici un primul septembrie și nici un ultimul sunet. Și lui îi plăcea chiar chestia asta, așa, era entuziasmat cum e la noi, pentru că la ei nu se fac ultimul sunet și primul sunet, nu.
Iată, eu aici am uitat să spun că pe parcurs bucuria lui ce vroia el, că zicea, Doamne, de-o fi să trăiesc măcar să ajung la nunta de vreo unul din ei. Și iată, a venit timpul când băiatul meu s-a căsătorit la 22 de ani și a venit și nepoțica. Era atât îndrăgostit de copilașul ăsta că o ținea de fiecare dată peste tot, adică prin blacu căruciorul prin curte. Faptul că noi așa de tare ne-am obișnuit cu el, cum era, că el era așa, ca și ei besmierni, de fapt, era foarte plin de viață, adică era autonom, făcea mâncare, spăla, de fiecare dată puneam lucrurile în mașina de spălat, el le scotea, călca, adică era ceva normal, persoană în toate, cu toate organele funcționabile. Și mai ales, iată, vreau aici să menționez un lucru, că el citea foarte, foarte mult. Avea o memorie de aur. Avea o memorie cât de invidiat, practic. Da, citea televiziune, cărți în toată ziua, în toată ziua. Și asta, adică, nu, în italiană spune că legere e cibo de la mente. Citirea este hrana creierului. În septembrie 2018 am fost în Toscana. Eu și el împreună și, de fapt, am invitat-o și pe sorme. Și pentru că îmi vine și amărât, de fapt, dar e straniu. La italieni, când pui pălăria pe pat, adică are sub înțelesă de moarte. Și ei, adică e o chestiune care au frică de toți. Și noi am venit de la mare cu sorme, am pus pălăria pe pat. El a intrat într-o panică că se ia pălăria de pe pat. Și noi am făcut glumă pe chestia asta, dar până la urmă nu știu, are vreo funcție oarecare sau nu are, nu știu, nu pot să dau răspuns. Adică vacanța a fost destul de interesantă, dar primul simptom care a fost, care ceva o dat de știri că nu prea merge treaba de acum, eram la mare și am intrat undeva în mare ca să eram cu căștile în urechi. Și cineva m-a bătut pe umăr. Că nu, el era autonom, nu era că în bicicletă, adică mergea fără treabă, fără nicio. Și a căzut. Pur și simplu a vrut să vii să-și moaie picioarele în apă și a călcat pe o piatră sau pe ceva de genul dat și a căzut pe spate. Și iată, aici a fost prima dată când el ceva, de înțeles că ceva nu e în regulă, dar și chiar înainte de asta, că în bicicletă el merge foarte bine, dar iată drumul ăsta de la hotel până la, cam cu dificultate pedala. Și iată, aici erau primele simptome că ceva nu merge în regulă. Dar iarăși nu m-a pus tare Ne-am întors septembrie, de fapt, am stat două săptămâni. Ne-am întors acasă, timp cât a fost cald. Pentru că noi acasă, casa era destul de prestigiu și aveam piscină în curte. Și era casa făcută în fața soarelui. Și cât mai era încă soare, el ieșea în toată ziua în balcon. Să bronza, treburi, nu e. Adică era un lucru destul de bine, încă septembrie și octombrie. Pe la sfârșitul octombrie, de acum, eu sunt născut pe 30 octombrie, fiica mea a venit din Londra pentru ziua mea de naștere. Tot bine, frumos, adică, da, se vede deja că ceva a început să se schimbe, adică să îmbătrânească așa, de urgență. Și fiica mea zice, mamă, vezi că Mariu ceva nu e în regulă cu dânsul? Scvăd. Și atât de atunci, în luna noiembrie, așa de acum să începe să vede că am început să scuip sânge. Și eu tot mă strădeam să nu-i prea dau drum afară, dar el era obișnuit zilnic să ia să fac cumpărător, zilnic să facă mișcări și pentru dânsul chestia că stai în casă, asta a fost cel mai greu lucru ca atare. Dar faptul că trebuie să ies eu să mă duc undeva, că eu trebuie să fac treburile casnice de acum, mă ajung și mine rândul. Pe dânsul avea un fel de frică undeva. Undeva se vede că în subconștientul omului este că el gata, viața lui se termină aici. Și de fiecare dată când mă apropiam spre ușă, intra într-o panică că el stea. El cu fixa după căsnicia noastră a avut, și așa nu se înțelegeau deloc, dar de atunci au tăiat complet relația și nu s-au auzit deloc. Nu s-au văzut, adică au fost ceva acolo, niște conflicte de interesă, care au durat ani și ani și ani și ne-a văzut doar prin procese de judecat, punct. Până aici, adică mai mult discuție nu era nimic. În decembrie de ceva eu am avut să vede că instinct totuși paternul undeva există. Pentru că eu pe urmă am văzut în telefon.
a început să o caute, să o sune. Și ea nu răspundea pe la telefoane deloc. În 2018, în luna ianuarie, adică se primește că sfârșitul ianuarie, da? Era după, că de fapt Crăciunul l-am făcut de mă, era așa, nici pește, nici carne. L-am făcut de fapt eu singur, pentru că el nu știu cum anuncea la o... Nu putea să mănânce nimic, de fapt. La sfârșitul lunii ianuarie, de fapt, am chemat ambulanța, a fost luată în spital și primele zile l-au ținut cam prin prontul socorsul, pentru că nu se știa, o să trăiască, nu o să trăiască, unii să-l pună în care secție, era neclară situația, adică până la urmă l-au internat. Și în timp de 3 zile, adică au avut o hemoragie pulmonară, peste vreo 2 săptămâni, situația a început să se agraveze. M-au chemat medicul și mi-au zis că nu mai are unde, trebuia să-i pună, nu știu mai ce acolo, adică nu mai avea vine. Și trebuia să-i fac în gât ceva, o chestiune, ca să-i fac toate procedurile. Dar eu nu știam că asta era sfârșitul. Și am dat acordul, pentru că eu eram persoana care trebuia să dea acordul. În fine, până la urmă, adică au fost obligată, au chemat-o chiar organele de drept și așa mai departe de spital. Adică au chemat-o pe fix, au căutat-o și au venit și ea. Și în timpul ăsta cât am fost eu la spital, am fost împreună, să-i spunem. Venea ea, mă duceam eu, adică era o participat cel puțin și măcar la sfârșitul vieții. Și s-o primit că parcă situația părea bunișoară, dar eu știam că el era, își revenea repede și o să meargă acasă. În schimb, de data asta, nu a fost chiar așa. Fix au adus două doamne, una de noapte și una de zi, și au început să stăie cu el. Eu veneam așa, doar să asist că sunt prezența mea, dar cei ce era de făcut din parte. Dar în orice caz, în Italia, spitalurile sunt absolut diferite ca la noi. Acolo sunt oameni care pot să chem peste fiecare 5 minute, chiar și medicul de gardă, el vine și te schimbă panolonul. Îl schimbă, nu? Că spune că eu sunt medic și eu nu vreau. Ori așteaptă să-i pui ceva în buzunar. Doamne ferește! Și dacă îl chem de 10 ori, îi chem, ei vin. Vin la... Adică în privința asta foarte, au o asistență foarte bună. De fapt, situația a început să fie tot mai grea și mai grea. Pe data de 27 februarie, el a făcut 94 de ani, eu i-am dus tort, a fost activ, a fost bucuros, i-am dat șampanie, am băut șampanie, Monica, deci nu era bucuros deloc, că nu era bucuros de masca de oxigen și singur aruncat-o în aer, că avea forță, putea, adică nu era o persoană care gata mor și eu nu vreau nimic, mai el vroia să trăiască. Și am plecat acasă, unica seară unii nu m-am dus să-l vizitez, pentru că la orele 4 plecasem acasă și dacă cu atât mai mult, erau persoane care aveau grijă de el. Și dimineață mă telefonează, eram pregătită, ne-am cum cu fiica mea să merg la spital. Și mă sun din spital și mă întreabă, așa îmi spune că el s-a agravat situația și sunt foarte, foarte prost. Și de fapt când am ajuns, cei și mi s-au spus că el a murit. Atunci când m-a telefonat, nu mi-a spus pentru că să nu mă stresează. Și iată, când am ajuns, el era încă ca fierbinte. El a murit, ori în timpul ăsta până am venit eu, ori în timpul de atunci când m-a telefonat, era deja mort. Și asta a fost adeuza. După ziua lui, a făcut 94 de ani, pe data 27, pe data 28 februarie, dimineața, la orele 10, a murit, m-a decedat. Unicul regret al meu care este foarte, foarte mare, că ultima seară n-am plecat, n-am fost la el ca să-l țin cel puțin de mână, ca să am contact uman care trebuia să-l am. Și mi-a spus doamna îngrijitoare că a zis că toată noaptea a întrebat de mine. Și iată, asta e regretul care va purta toată viața în sufletul meu. Toată viața am avut frică de chestia asta. Mă gândeam, zic, Doamne, eu n-am fost la morți prin Italia deloc. Ce o să fac eu? Cum o să meargă toată treaba? Dar până la urmă, cum să faci toate lucrurile? Pentru că acolo este agenție, unii plătit banii, ei vin singuri, eu fac documentele, fac tot absolut. Unica și pe că am avut noroc foarte mare cu decedată în spital, unde l-au pus în camera ardente. Dar chestia că iată ce vreau să pun accent foarte mult. Chestiile astea la noi cu pomene, cu cadouri, cu umblătură, cu nu știu mai ce, e o prostie foarte mare. Acolo eu 4 zile, pentru că el a decedat joi dimineața și a fost în mormântarea luni.
Am avut, iată, posibilitatea ca să stau lângă dânsul. Fiica lui nu a fost la mormântare și nici nu a venit măcar cel puțin să-l vizitez absolut. Când i-am spus atunci, când mi-a spus medicul, nu când mi-a spus că l-am văzut, de fapt, că el deja e mort, i-am telefonat și i-am spus, eu închis telefonul și mai mult am auzit-o, după ce a fost în mormântare, că nu a fost chestiunea ca să vedem ce facem cu ereditatea mai departe. Un an jumate pentru mine a fost foarte, foarte dureros, mai ales primul an. Cred că zilnic am plâns și pe masă îi simțeam prezența în continuu. Nu puteam să-i dau drumul să pleci. Ceva undeva, mâini întorceam cap, era prezența lui. Era și normal. 12 ani jumate. Scuze. Am avut, mâncam împreună, dormeam împreună, beam împreună. Adică toate lucrurile se petreceau împreună. Vrei, nu vrei, nu poți să ștergi un om din viața ta așa. Cei cine sunt eu la ziua de azi, sunt datorită lui. Cei ce mi-a rămas în urmă căsnicie este, e casa în care locuiesc la ziua de azi, un automobil și pensia pe care o să o am pentru tot restul vieții. Și dacă, de fapt, iată, de fapt, multă lume mă întreabă din ce cauză m-am transferat să trăiesc în Republica Moldova. Dacă locuiesc în Italia, primească 1200, dacă am viză de reședință în Republica Moldova, pensia netă e 1700 de euro. Se primească 60% din pensia lui. De fapt, eu sunt urmaș de pensie până la sfârșitul vieții mele, în caz dacă nu mă recăsătoresc. Dacă aș da timp înapoi, aș face exact ceea ce am făcut. Nu schimb niciun punct, nicio virgulă și nu regret absolut deloc. Știu bine că oamenii ar putea să mă judece și mă aștept la asta, pentru că de ce am decis să ies în față? Am decis pentru că undeva mă sunt datoare, să o zic, da? Ca să scot memoria acestui om în fața oamenilor, să înțeleagă că sunt oameni și buni în viața asta. Nu sunt toți doar oameni care vreau să te amăgească, să te folosească. Sunt oameni buni care trebuie să rămână, care fac istorie. Până la urmă, el a făcut istoria Torinului, de când a început, de când era tinerel, și a continuat mai departe și a făcut și istoria Moldovei. Adică, nu Moldovei, unii moldovenci. Lipsește prezența. Lipsește acea poartă care mi-o deschidea foarte, stătea televizorul încet ca să audă când vin. Eu nu mai claxonam, el era prezent, deschidea poarta. Lipsește micul dejun. Îmi lipsesc lucruri pe care le cumpăra el, desori le cumpăra și eu mă no, că m-am saturat de atâtea lucruri, îmi cumperi una și aceeași. De fapt, când am rămas eu singură la Torino, mergem pe magazinul anume și cumpăram ce și cumpăra el. Și îmi ieșeau sute de lacrimi. Mergem până mergem la casă, buceam în continuu. Îmi lipsesc florile, pentru că în toată săptămâna mergeam la cumpărături și am cumpărat trandafiri. Lipsește mult. Pe ultima sută de metri vreau să închei cam așa monologul de astăzi. Că, ce vreau să zic? Decât să ai un soț de vârsta ta sau cu 2-3 ani mai mare sau mai mic sau, și să te înjosească, să te umilească, să te bată, să se comporte prost cu tine, e tot mai bine să ai un bărbat mai matur, care te respectă, care te iubește, care îți pune lumea la picioarele tale. Știți, înțelegină. Vă îndemn pe toți să nu vă gândiți la vârstă, dar să vă gândiți să trăiți o viață plină de emoții pozitive, să vă trăim, fie copiii voștri să sunt bine, pentru că familia, pentru copii contează foarte, foarte, foarte mult. Este nucleul principal. Știu că părerile spectatorilor acestui monolog vor fi împărțite. Unii o vor judeca, alții o vor susține pe Angela. Dar eu vin cu îndemnul să nu vă axați pe chestii care nu prea contează. Vârsta, greutatea sau înălțimea. Apreciați omul de alături pentru calitățile sale intelectuale, pentru educație, pentru bunele maniere sau pentru respectul care vi-l poartă. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Vă mulțumesc celor care susțineți realizarea acestor monologuri cu o donație lunară pe patreon.com/2galbene. Eu împreună cu voi pot face publice astfel de istorii care încet încet schimbă atitudinea celor din jur. Dacă v-a plăcut monologul de astăzi, nu uitați să-l apreciați. Iar dacă aveți o istorie de viață interesantă, vă rog tare mult să-mi scrieți pe Instagram.